Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre cazul Udrea, la 11 ani, deci de la publicarea primului articol despre felul în care urma să fie organizată Gala Bute, Elena Udrea a fost condamnată așadar definitiv la închisoare cu executoare, 6 ani. GSP a scris prima dată pe 12 aprilie, acum 11 ani, redactorul șef de atunci, Cătălin Tolontan, scria un articol în care atrăgea atenția că se pregătește, că statul pregătește, prin ministerul condus de Elena Udrea la vremea respectivă, Ministerul Dezvoltării și Turismului, să dea niște bani publici pe o gală privată de box. Era un meci în care Lucian Bute a luptat cu un cu francezul Jean-Paul Mendy, mă rog, la categoria IBF, în fine. Și ăla a fost punctul de pornire al unui serial cu 90, nu mai puțin de 92 de articole pe tema asta. A urmat o anchetă penală, un proces foarte lung, cu multe întorsături și iată ieri, deci după mai mult de un deceniu, sentințele definitive în acest dosar, în care au fost condamnați mai mulți, nu doar Elena Udrea. Cătălin Tolontan este în direct acum. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. 11 ani. Eu am albit, tu, mă rog. Toți am albit. Da, mai ai un duș. Dar, serios, cum privești acum în urmă la acești 11 ani? Probabil că dacă am avea câte un ascultător în dimineața asta pentru fiecare dintre frazele, nu se va face nimic în România, nu se poate face nimic, n-avem nicio speranță, scrieți degeaba, atunci am fi... Europa FM ar fi mai ascultată decât, nu știu, Radio Beijing Internațional, probabil. Sau am avea aproape spectatorii Rapidului, ca să... Nu știu ce să zic. Doamne ferește. Da. Pentru că, în mod firesc, oamenii au avut dubii. Vreme de aproape 3 ani, DNA nici n-a anchetat cazul. Sau, în fine, la un moment dat s-a făcut că l-anchetează. Și... În 2013, la 2 ani și ceva, și peste 2 ani și jumătate de la gală, practic, DNA emisese un dosar, practic, terminase, să spunem, între ghilimele, un dosar în care nu era acuzat decât Obrejea, organizatorul galei, și nimeni din ministerul condus de Elena Udrea. Nimeni. Iar Elena Udrea, după 2 ani și jumătate, nu fusese măcar audiată. E bine spus, terminase un dosar. Și haideți să rostim și numele. În momentul respectiv, Laura Chioveși, care era șefa DNA, a hotărât că acel dosar nu poate fi încheiat așa și l-a dat, deci n-a semnat trimiterea în judecată a dosarului în acea formă, a schimbat-o pe procurarea de caz, care se numea Alina Florea și care ne-a dat în judecată procurarea de caz, care a ajuns la DICOT, unde era Alina Bica, prietena Elena Udrea, și ne-a dat în judecată procurarea respectivă și a numit-o la caz pe Marian Alexandru, procuror Marian Alexandru, care a dus cazul un număr de ani, cazul fiind finalizat apoi de alți doi procurori care și-au pus semnătura pe rechizitoriul final al acestui caz. Și povestea e foarte, foarte lungă și extrem de pilduitoare. Pentru că ea arată că, de fapt, după un sparge, arată pentru noi, cel puțin ca jurnaliști, da? Că există mecanisme într-o societate liberă, mecanisme de control democratic, prin care cetățenii și presa pot să determine instituțiile să lucreze în folosul, în folosul lor. Da, și acum marmota sceptică ar putea spune, ok, este un caz dintre atâtea altele despre care presa a mai scris din când în când și în care chiar nu s-a întâmplat nimic. E adevărat. E adevărat. Pe de altă parte, să nu uităm cine era Elena Udrea în momentul respectiv, da? Că era probabil mai puțin, în afară de președintele, al doilea cel mai puternic om din România, de fapt, da? Ca influență politică și nu numai politică, administrativă, de afaceri, de culise aflăm astăzi. Și mai e ceva. Deci ca oamenii să oamenii probabil că nici nu mai știu despre ce vorba. În cazul ăsta e vorba nu de 2 milioane de euro cât s-au cheltuit pe gală. Este vorba de un caz de corupție în care ministere întregi, domenii de schi au fost prejudiciate, firme fantomă au ajuns să scoată banii de la bancomat, să-i întoarcă, inclusiv, susțin judecătorii, da? Ajungând o parte din acești bani la Elena Udrea. Deci este un caz de corupție care oglindește, practic, întreaga slăbiciune a României și mai oglindește ceva. De fapt, cine vrea să vorbească, și ăsta e un apel pe la oamenii care ascultă acum, dacă vreți să vorbiți cu presa, nu neapărat cu noi, poate cu
altcineva, da? Aveți încredere, pentru că până la urmă lucrurile se vor afla. Au fost foarte mulți oameni obedienți și lași. Unii au plătit penal, alții n-au plătit penal în cazul ăsta, dar au fost și oameni curajoși în statul român, începând cu ministerele și nu numai. Da? În justiție și care și-au făcut treaba, da? Servicii, poliție și așa mai departe, da? E, oamenii ăștia, dacă au lucruri de spus, să spună, pentru că inclusiv finalul a fost într-un fel deplorabil pentru niște ore, când toată România s-a uitat cum Elena Udrea a plecat, deși fusese condamnată, plecase din țară, a doua oară, da. Și acest la stat care o lasă pe Elena Udrea să pleacă, să plece a doua oară din țară fiind condamnată, da? Mă rog, nu era condamnată în momentul plecării, da? E în ziua condamnării, stă însă cu ochii pe Emilia Șercan, da? Pentru că l-a deranjat pe premierul Nicolae Ciucă. Bună, aș vrea să mai spun ceva, tot ca da. Jurnalist, așa. Da. Eu cred, asta cred eu, că Emilia Șercan va câștiga meciul cu Nicolae Ciucă, pentru că plagiatul este atât de clar, încât chiar dacă puterea este majoritar în favoarea lui Nicolae Ciucă în momentul ăsta, până la urmă adevărul va ieși la iveală. Nu știu după câți ani, dar adevărul va ieși la iveală mai devreme de cei 11 ani care au fost nevoie pentru a finaliza acest caz în justiție. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tonotan, pentru intervenția în deșteptare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.